Cugică pe vârful Ruia. Chiar sub stâlpul telecabinei. Ia să vedem ce vedem. De aici. Priveliștea e super. Așa. Îndepărtare vârful Ciucaș. Și aici e abruptul vârfului Postăvaru. Cam nor. Și aici e valea în care se găsește un canion și se continuă pe Valea Lamba. Se coboară în Valea Timișului. Deci, abruptul Postăvarului. Gică vrea să coborăm pe aici, pe muchea asta, dar nu știe precis pe unde se poate. Așa că nu ne aventurăm. Spre telegondolă. Și telescopul mai sus. Aici undeva cabana Postăvaru. Piatra Craiului. Munții Făgărașului. Râșnov. Cristian și Măgura Codlei. Așa, acum continuăm pe muchea asta, chiar în vârf. Gică deja a ajuns. Deci pe vârful Ruia. Gică la... își schimbă tricoul, l-am prins. Păcat că a venit un norfuleț aici. Vârful Postăvaru. Și abruptul. Da. Piatra Mare. Să văd stâncile de la Prăpastea Urșilor. Stâncile de la Peștera de Gheață și vârful Gâtul Chivei. Valea Timișului, Dâmbu Morii. Se vede săcelele. Se văd. Așa. Și aici o creastă. Creastă. Creasta vârfului Ruia. Și aici e Valea Lamba. Dacă s-a mai dus norulețul. Pe vârful Ruia, vedere spre Săcele, Dâmbu Morii, Valea Lamba, stâncăriile vârfului, vârful Postăvaru. Ia să vedem. Pe vârful Ruia, vedere spre Brașov.
albi. A început să circule. Piatra Mare și Ciucașul. Postăvarul. Ce se aude? Stâncării. Valea Lamba Mare. Ce se aude? Telecabina, uite, a plecat telecabina. Da, da, da. Telecabina. Da, da, da. Probabil. Ce zgomot face? Credeam că e avion. Fantastice propoziții aici. Probabil că pe culmea asta se poate coborî lejer. Dacă nu știi, nu știi, dacă nu știi traseul. Ok.